Un grav accident de circulație a avut loc în drum spre mare. Doi adulți și doi copii au fost grav răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe autostradă. Mai multe informații are colega mea Antonia Ispas. Bun găsit, Antonia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Pe autostrada Soarelui, în dreptul localității Munfatlar, s-a produs acest accident rutier. O întreagă familie se afla într-un autoturism. La un moment dat, șoferul, un bărbat de 42 de ani, a scăpat mașina de sub control, a rupt efectiv parapetul, iar autoturismul s-a răsturnat într-o râpă. Când au ajuns salvatorii la fața locului, s-au temut de o nenorocire, pentru că autoturismul era absolut distrus. Din fericire însă, cei patru ocupanți ai mașinii au supraviețuit. Este vorba despre șoferul de 42 de ani, o femeie de 40 de ani, un băiat de 16 ani, dar și un bebeluș de doar 6 luni. Toți au fost răniți, au fost transportați de salvatori la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Acum polițiștii fac cercetări ca să stabilească în ce împrejurări s-a produs acest accident, dacă cumva accidentul s-a produs pe fondul neatenției șoferului, a vitezei sau din cauza unei defecțiuni tehnice.